prilej de a face propagandă unui proces de unificare, ci este un prilej de a vă spune că eu mă simt cetățean al Republicii Moldova în egală măsură cu sentimentul pe care l-am că sunt cetățean al României. Pentru că acolo trăiesc români. Au decis alții să nu trăim împreună, dar nu ne poate opri nimeni să nu corectăm erorile istoriei, așa cum a putut Germania, trebuie să putem și noi la un moment dat.